dacă cei mai mici își doresc dulciuri și jucării de la Moș Nicolae, când vine vorba despre adulți, așteptările sunt ceva mai mari. Păi sănătate, în primul rând. Și în privința actualului context economic, ce ați vrea să se schimbe? Păi, ca toți românii, aș dori să se schimbe ceva financiar, dar mi-e greu să cred că se mai poate schimba ceva în momentul ăsta. Anul acesta, Moș Nicolae, mi-aș dori multă sănătate, în primul rând, mie și familiei și la toți, la toată lumea. Bucurie, sănătate și mai mult timp cu prietenii și familia. Poate o să vină o pensie bună, eu știu cu timpul. Se mărește, a spus că mărește punctul de pensie. Mi-aș dori mai multă liniște, mai puțin stres. Mărirea de salariu, două bilete undeva mai cald. Chiar dacă bugetul oamenilor este mai mic decât în anii trecuți, magazinele nu au dus lipsă de clienți. În Târgu Mureș, de exemplu, oamenii s-au pregătit din timp cu cadouri. La cine puneți în ghetuță? La fica mea și nepoți. Ce v-ați cumpărat? Câte ceva pentru toți. Am luat și o sticlă de vin. Da? Pentru de seară. Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 6 decembrie și este prima mare sărbătoare a lunii.